Ne uitam la tragedia, da, petrecută în Italia anul trecut și ne întrebam dacă România va ajunge vreodată în situația în care medicul practic să aleagă pe cine salvează. A existat o astfel de situație din ce știți dumneavoastră? Nu pot să spun că alegem între cine trăiește și cine moare, pentru că toți pacienții care sunt în spital beneficiază de tratament și de oxigen. Nu pot să spun că a existat un pacient care să ajungă la mare din asta și să nu primească îngrijirea necesară. Poate că nu în urgența pe care o prevedea pacientul sau o dorea pacientul, pentru că erau foarte mulți pacienți. Poate timpii de așteptare au fost mai lungi. Cu siguranță sunt multe lucruri care poate nu au fost la nivelul așteptărilor celor care ne-au trecut pragul, dar cu siguranță pot să afirm și asta, că toată lumea a primit tratament și toată lumea a primit oxigen și am găsit soluții pentru fiecare pacient pe un pat, pe o targă, pe banchete. Am găsit soluții să primească medicamentul cu cea mai mare importanță, adică oxigenul. Dacă Recomandați? vorbim Da, de ascult. a alege, triem foarte bine pacienții în momentul în care trebuie să avem un singur pat în terapie, iar noi avem 15 pacienți care, de exemplu, ar avea nevoie de terapie intensivă. Și atunci se face reevaluare, vedem care pacient dintre ei are cel mai bun, cele mai importante, sau criteriile cele mai fezabile pentru a intra în terapie. Și aici putem spune că da, în acest moment alegem cine merge în terapie și cine nu.